Săptămâna trecută noi încheiam emisiunea așa pe o notă mai optimistă. Valeriu Pașa ne convingea că Ion Ceban va trece în turul 2. Valeriu Pașa era sigur că acesta nu va depăși pragul de 50%. Până la urmă, democrația este democrație, s-au numărat toate voturile din cele 305 secții și până la urmă Ion Ceban a câștigat alegerile din primul tur cu o diferență de 1% și ceva. Da? Nu e vorba de diferență de 1% și ceva. E vorba, adică e vorba de prag. 700 de voturi care i-au asigurat trecerea pragului de 50% plus un vot. Dar stăm și ne întrebăm, și pas nu puteai acolo să ne știi, simsot, biuletenii? Din fericire, nu. Mai o Sandu, tu poți să faci atât de mișmașuri să învârtiești dictatura. Apropo, niciunul din ăștia care cu Mai o Sandu nu s-a mirat. Da, măi, dictatură în țară, Mai o Sandu închide televiziuni, da. Dar ce bani o să-și câștigi la primărie? Păi iată, și asta tot e ca să amăjească. Apropo, să ungă ochii. Ca el tot e pro-european, de asta l-a lăsat. E tot l-a crezut. Păi iată, și noi dacă țineți minte ne indignam, lumea în ziua aceea scria, unde-s tinerii, unde-s tinerii, de ce nu ies tinerii la vot și așa mai departe. Ca imediat a doua zi, după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor, să aflăm despre o mică acțiune de un manifest civic, Andrei. Da, n-ai pus poza aici în dreapta. Am pus. Ok. Un manifest civic al unui tânăr care a mers la primărie și a mers cu o coroană funerară pe care scria în rusă aici, hai că o arăt eu, nu, hai las că o arăt eu, da. Așa, așa o chestie, da? Un tânăr s-a așezat pe pragul primăriei și a venit cu această coroană pe care se scria aici se odihnește Chișinăul European. Simpatic băiatul ăsta, atât de simpatic că mi s-a părut și manifestul lui, încât am vrut să aflu cine este el. Și știți ce descoperire frumoasă am avut eu astăzi comunicând cu acest Dan, care este un tânăr student din România, adică își face studiile la Cluj. Iar anul acesta Dan, pentru prima dată în viața lui, a mers la vot. Și deși era la Cluj, a făcut drumul până acasă ca să meargă la vot și bineînțeles că rezultatul acestui vot, amărându-l, l-a făcut să facă mai mult decât să accepte rezultatul, să iasă cu această coroană. Am hotărât să-l cunosc pe acest tânăr, pentru că noi atât am vorbit despre de ce tinerii nu ies, de ce tinerii nu se interesează de politică, de ce tinerii nu se angajează în tot ce înseamnă manifestări civice. Și iată că avem un alt fel de exemplu și am vrut un pic să vorbesc cu el. Și sunt absolut sigură că următoarele minute merită tot timpul vostru. Nu, vă rog mult, nu ezitați să scrieți niște comentarii. Eu cred că Dan o să se uite la noi, pentru că eu azi l-am prins într-o gară. El mergea înapoi la Cluj, la studii, și am luat o pauză între trenuri și am vorbit. Prieteni, eu doar o notiță tehnică vreau să vă rog. Dacă apar ecouri, adresați-vă la medic. Dacă apare ecouri în timp și urmăriți internetul grește, ne dați de știri în comentarii. Dar sper de data asta să nu fie. Dan, asta a fost prima ta experiență de vot. Ce te-a făcut să faci acest drum din România, unde îți faci studiile, la Chișinău, ca să votezi? Mă consider un cetățean responsabil și dat fiind faptul că a fost pentru prima oară că am avut ocazia de a-mi exercita dreptul la vot, am decis să o fac. Nu contează că sunt 500 de kilometri de la Cluj la Chișinău, trebuia să o fac. Astfel am decis să vin, totuși având vacanță, mi-am prelungit-o puțin ca să reușesc să votez. Cum a fost pentru tine această primă experiență? A fost superb. Am mers împreună cu mama, am mers alături de ea și odată ce am intrat acolo, era foarte multă lume, am mers pe seară. Și doamna mi-a înmânat un bilet, o hârtie spre a fi votată și m-a întrebat română sau rusă. Și am zis, păi, ultima dată când am văzut o singură limbă de stat avea. Și dumneavoastră a râs și mi-a înmânat buletinul de vot în română. Și ulterior am votat, am căutat puțin partidul pe care l-am dorit, că nu l-am găsit inițial. Și a fost o experiență foarte satisfăcătoare. Mă bucur mult că am reușit să votez în sfârșit. Pentru foarte mulți tineri cu care am comunicat noi în ultima vreme, în primul rând am remarcat o lipsă totală de interes față de alegeri și apoi
o oarecare lipsă de alfabetizare. Oamenii tineri pur și simplu nu se interesează și nu știu pentru cine să voteze. Tu ai spus că am ales un anumit partid. Asta înseamnă că tu, de la distanță fiind, urmărești ce se întâmplă acasă. De ce faci tu asta și, de fapt, ce surse media consumi? Din păcate, țin să-ți dau dreptate. Am mulți prieteni care au refuzat să meargă la vot din motiv că n-au cu cine vota. Însă eu sunt un adept al partidului, nu individului. Eu votez partidul, nu individul. Așa consider eu că se cuvine, mai ales în situația în care suntem actualmente, cu dorința noastră națională de a adera la Uniunea Europeană. Nu ne permitem să votăm indivizi, ci trebuie să votăm pentru a înfățișa imaginea țării mai departe. Dacă Chișinăul nu este european, ce zice asta despre întreaga Moldovă? O pătrime din populația noastră este din Chișinău. Referitor la ce ai zis, sursele mele media sunt variate. În mod normal ascult surse românești, dar am și surse rusești pentru a vedea și cealaltă parte a paharului. Tu ai o rutină zilnică pe care o abordezi pentru a te informa și a fi la curent. De exemplu, te-ai trezit dimineața și primul lucru consulți niște știri sau seara când ai timp. Aș putea zice că este o pasiune ascunsă, un hobby. Mai exact, doresc să urmez calea asta politicii la facultate, fiind în a 12-a, mi-am făcut deja o idee. Însă nu toți găsesc plăcere în asta, deși politica influențează orice aspect al vieții noastre cotidiene, oamenii nu realizează lucrul acesta. Buletinele de știri sau noutățile în general le preiau de pe Twitter, Facebook, adică media online. Niciodată nu stau la televizor, că nu am răbdarea necesară. Însă orice minut liber pe care l-am, de exemplu nu fumez, așa că mai degrabă deschid Twitter-ul și mă uit ce s-a mai întâmplat prin țară. E un repaus, practic. E ceva plăcut. Ce ai recomandat tu politicienilor să întreprindă pentru a răzbate mai ușor la publicul de vârsta ta? Vai, foarte greu. Publicul de vârsta mea, noi fiind în perioada asta pubertară, este destul de împărțit ca părere, ca idee, ca orientare politică chiar. Adică cunosc tineri care sunt nostalgici după regimul comunist, deși nu au trăit în el. Cunosc tineri care sunt de dreapta, deși nu văd de ce ar avea această viziune. La dreapta extremă mă refer, că ar muri pentru patrie și neam și ei nu se obosesc să meargă la vot. Adică despre ce vorbim. E greu să ajungi la inima tinerilor pentru că suntem destul de imprevizibili și cam puturoși. Da, această latura ta de, putem să numim, activism civic, dorință de a te informa, chiar și de a implica într-o bună zi în politică, ea vine de unde? Din familie? Tu ai crescut într-un mediu în care asta, informarea, implicarea, mersul la vot, ele erau prezente mereu în copilăria ta? N-aș putea spune, am crescut într-o familie destul de apolitică, însă faptul că mă pasionează istoria m-a dus cumva să cercetez, să caut informații și cumva din pasiunea de istorie a renăscut pasiunea asta pentru politică. Și cresc într-o familie foarte open-minded, adică o familie rațională care nu îmi bagă doctrină pe gât, de exemplu votez cu ăla, votez cu ăla, discutăm frumos, dăm argumente pro-contra și după mergem împreună la vot. Ai planuri după studii să revii acasă? Absolut. Consider că este nevoie ca toți cei care mergem în străinătate să ne șlefuim practic educația. Trebuie să revenim înapoi în casă, acasă ca să ne refacem patria. Dintr-o cocioabă, să zic, să o refacem într-o căsuță drăguță. Pentru că așa se cuvine. Povestește-mi un pic despre acea zi de după alegeri. Ce ai trăit tu în momentul în care ai cumpărat acea coroană, ai scris mesajul pe ea? Eu o voi și arăta în momentul acesta ca oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Ce ai simțit tu și de ce ai mers la primărie să o depui? Vai, a fost un impuls, așa mai mult ca să mă simt eu liniștit. Am fost dezamăgit. În seara precedentă am stat cu telefonul la purtător și am urmărit în atent
alegerile și cum se numărau voturile. Însă a doua zi, cum a zis și noastră, am mers mai mult din întâmplare, mi-am propus să fac ceva, să manifest cumva nemulțumirea, însă într-un mod mai poetic, dacă aș putea zice. Așa că mi-a venit ideea să duc o coroană la primărie, care să-mi exprim regretul și dezamăgirea față de alegerile pe care tocmai s-au încheiat, primele mele alegeri. Și am decis să dedic coroana Chișinăului, deci nu a fost un atac asupra unui individ fizic sau juridic, ci un mesaj pentru Chișinău, că din păcate ideea unui Chișinău european s-a stins odată ce un partid de fațadă european a preluat puterea și scaunul Chișinăului. Dan, această primă experiență a ta, care nu s-a încheiat probabil așa cum ți-ai dorit tu manifestându-ți votul, te face să renunți la ideea de a mai merge la alegeri? Oh, niciun caz, mă motivează și mai mult. Este un argument că nu am fost eu suficient de convingător cu prietenii, rudele apropiației. Nu am, atât eu cât și partidul pe care l-am votat, nu a depus suficient efort. Și asta înseamnă că în viitoarele alegeri o să lucrăm și o să muncim mult mai mult pentru a ajunge la rezultatele dorite. Eu îți mulțumesc și drum bun spre Cluj, în speranța că ne vedem curând și la alte alegeri. Și îți mulțumesc pentru exemplul pe care l-ai transmis tuturor, de fapt. Eu vă mulțumesc. O zi frumoasă! Mulțumim că ați urmărit acest interviu. Eu sunt sigură că aș mai avea cu Dan ce discuta săptămână de săptămână, pentru că el este un băiat informat. Andrei. Twitter. Cuvântul TikTok n-a răsunat din gura lui trebuie niciodată. Trebuie să-i spui lui Dan că Twitter nu mai există. Gata. Gata. Acolo numai mașini zburătoare de-a lui Elon Musk, care seamănă cu jocuri electronice din anul 98. Și știi ce m-a bucurat? Că la lui 18 ani, el este destul de convins și determinat să intre în politică. Super fain. Și... Și fi fost eu acum în locul ăstora cu Amușvin, mă uitam la acest interviu și luam legătura cu Dan să-l întreb dacă n-ar vrea să conducă o aripă de tineret, să pornească ceva. Dacă omul ăsta atât de liber și deschis spune, eu vreau să fac lucrul ăsta, eu mă interesez, are toate ingredientele ca să fie susținut, încurajat și să se implice de pe acum, pentru că experiența lui începând la 18 ani, imaginează-ți ce bogăție de personalitate poate să fie la un 30-35. Important este să-l remarce, să nu fie ăștia numai cu amușul. Scuze-mă, dar... Da, poate este un potențial de slogan foarte fain. Că Dan a intrat în politică destul de glorios, cu corona. El deodată cu corona a intrat în politică. Poate folosit asta ca mesaj. Trebuie mulțumim să lui recunoaștem Dan. Că el făcându-și studiile în România, asta se simte, Andrei. Dincolo de faptul că vorbește o română atât de frumoasă, felul în care se exprimă, cum formează frazele, capacitatea oratorică e extraordinar. Îți vine să-l cuprinzi, să-i spui bravo. Da, dacă îmi cuprinde, apucă de urechi. Fă școală mai departe, investește în școală pentru că îți stă bine deștept. Ok, ai descoperit un om simpatic, foarte fain, da, și bravo pentru demers și inițiativă. Continuăm emisiunea, deci, Internetul Grește, prieteni. Deci, nu toți tinerii sunt pasivi. Iată, sunt tineri care sunt gata să facă mii de kilometri ca să ajungă acasă. Și eu atât de mult mi-aș dori ca bucata asta, când o tăiem pe un segment scurtuț, să fie distribuită de cât mai multă lume, pentru că despre asta e vorba. Exemplele bune, la fel ca și cele proaste, sunt contagioase. Hai să ajutăm aceste exemple bune să ajungă la cât mai multă lume. Transmiteți un gând bun lui Dan sau, dacă îl cunoașteți, puteți să-l taguiți într-un story pe Instagram, să-l menționați, să spuneți că l-ați văzut, vă mândriți cu el. Și eu cred că asta va adăuga doar putere, curaj, că el să continue lucruri frumoase. Și să ne vedem la următorul scrutin electoral. De gata, poate vota. Ați venit și la prezidențiale și parlamentare. Da, neoprit. Da, așa a zis și el.